Pa! Pa, Iub! Hai, să mergem. Salut, bine v-am regăsit după Paște. Hristos a înviat. Am fi vrut să dăm filmulețul ăsta, mă rog, sau video acesta mai devreme, dar n-am avut cum. Pentru că a fost vacanța de Paște, toată lumea, adică și cu lucrările la muncă, am lăsat-o mai moale, am mutat pacienții majoritatea după Paște. Așa că astăzi o să fie o zi plină, ce să zic, o să vedeți. Am auzit că luna mai o să fie foarte cald. Ce faci? Bine, uite, eu am fost ieri sau la alte da? Cabinete acolo la clinică. Mi-a dat astele jos și mi-a dat și lucrarea în față jos. Super! Dar s-au desprins pivoții mei, de fapt, nu dinții care mi-ai pus tu pe pivot. Mi s-au desprins pivoții mei. Nu e nicio problemă, că se rezolvă. Băi, avec și mi-a lipit fata, mi-a zis să nu mănânc vreo 3 ore așa, n-am mâncat oricum toată noaptea, am băgat o banană. Dar a doua zi au luat o să se miște. Păi ok, nu-ți face griji, că-ți fac alții oricum acolo pe zona aia. Într-un fel mai bine, că am scăpat de mizerile alea vechi. Alea, da, ele aveau și nu știu ce a rămas acolo, dar mi s-au dezlipit iară cumva ieri. Păi vino astăzi. Să merg la un concert, poate vin mâine, nu știu. N-ai cum mâine, vino repede azi. Ok, vin până acolo și aștept când o fi să fac un concert. Păi te bag eu repede, vii direct la mine la 3. Ok, la etajul 3? Da. Bine, hai că mă îmbrac și vin încolo, am zis. Nu, no, foarte bine ai făcut, e ok. Hai, te pup să trăiești. Vedem acolo, te pup, pa. Vești bune, vești proaste. Hai, se întâmplă. Ce ai făcut în mini vacanță de Paște, Dani? Păi am dormit și am lucrat un pic, dar m-am relaxat. Fost cu familia chestii? Cum da, fac oameni? Da. Băi, și eu am fost la țară, frate, la bunicii copilului meu. La țară, la părinții mei, la Buzău. N-am mai fost acasă, cred că mai bine de jumătate. Nu am mai fost la părinți, dar a fost mișto așa pentru fine, știi? Am prins și o zi de soare și una de ploaie. Totuși a fost oricum mișto, adică s-a distrat copilul. Practic pentru asta mai mult mi-am dorit să merg, știi? Pentru copil. Totodată te-ai relaxat și tu, bune. A, da, clar. Orice vacanță e binevenit. Că e de 3 zile, că e de 10, știi? Adică nu contează. La volumul de lucru, toată mă gândesc, în timpul săptămânii, miercuri, zic, mă, gata, azi, vreau vacanță, mi-aș lua vacanță azi, dacă aș putea. Responsabilitatea față de pacient e mare, știi? Oarecum programul tău e determinat de pacienți, de programul lor și de dorința lor. Deși câteodată îți faci programul, ar trebui să putem să facem programul cum vrem noi. Dar e destul de greu de gestionat. Păi și acum ești fericit că te-ai întors la muncă? Bă, și da și nu. Parcă aș mai fi stat un pic în liber, știi? Dar n-ai ce să faci. Munca e muncă, liber e liber. Și oricum, în general, mai mult de 7 zile mă plictisesc. După care iar trebuie să merg la muncă, după care iar îmi doresc 7 zile de liber. Tot așa. Ideal ar fi să avem 3 zile de muncă, dintr-o lună 3 zile, 3 săptămâni și o săptămână de liber. E un vis frumos. Da. Așa ar fi ideal. Păcate nu se poate. Cred că se poate, știi? Ar fi o idee bună de luat în considerare pe viitor. Deci alea 3 zile trebuie muncite non-stop ca să... 3 săptămâni. 3 săptămâni. Da. Păi oricum muncesc cam non-stop. Singurul avantaj e că ajung destul de târziu la muncă. Adică nu mă duc la 8 dimineața, că voceam la 8 dimineața era ceva rău. Și când pleci de la muncă? Când termin. Nu știu, am zile când termin la 10, am zile când termin la 2. Depinde, nu știu, foarte mult de programul pacientului. Au pacienți care nu vor să vină ziua la muncă, la cabinet, la clinic. Și vor să vină doar seara. Când dacă mă apuc de o șlefuire, nu știu, la 7 seara, pentru că pacientul nu poate să vină decât la ora respectivă, păi durează, nu știu, tot cu pauze, 6-7 ore. Poate chiar mai bine, depinde de numărul de elemente, depinde de ce am de făcut exact. Chiar ieri vorbeam cu cineva, m-a întrebat, zice, domnule, poți să faci fațete în 24 de ore? Zic, bă, cred că da, pot să fac în principiu, dar îmi trebuie o pregătire foarte bună înainte, cu tot cazul, adică poze, scanări intraorale, WhatsApp făcut, probă la WhatsApp, știi? Și în momentul în care am pus șlefuirea, am șlefuit și a doua zi aștept să livrez cazul la cimentare. Vine pacientul dimineața la 8, să zic că undeva în jur de la 8 să mă și apuc de treabă, de fapt. În jur de ora 2, hai, maxim 3, să termin. Și a doua zi la 2, deci la 24 de ore, să pot să-l livrez. Dar 2, poate chiar puțin mai târziu, deci 24-20 ceva de ore. Dar toată chestia asta ar fi foarte scumpă. Practic, cred că s-ar dubla cumva prețul fațetelor. Să zic, dacă 20 de fațete ar costa 9.000 de euro, ar costa în jur de 18.000 de euro, pentru timpul ăsta scurtat. Dar, pe de altă parte, mă gândesc și la pacient, știi? Pentru că
să vină 20 la rând, să-i faci anestezii, să-l chinui, să-l alergi pe 11, nu mi se pare neapărat o combinație să fie la 24 de ore, știi? Poate la un 72 de ore ar fi mai bine. Pentru că lezezi destul de mult în momentul în care, după ce jlefuiești, tirele de retracție, împingi sulcul sub puțin, acolo forțezi cu o spatulă, chiar dacă este finuță și un folos și un fir subțire. Toate astea, practic, are nevoie de o perioadă de vindecare, chiar dacă e de 2-3 zile, să-și revină puțin, să nu vii iar face anestezii, iar bași fire, iar cureți, iar strălești, iar și așa mai departe. Deci ar fi două puncte importante, unul confortul pacientului și doi... Da, da, așa că nu, e doar la stadiu de discuție cu totul, dar se poate. Sunt unii care fac, din câte știu eu, la 24 de ore. Sunt foarte scumpi, într-adevăr, dar sunt cazuri și cazurile și trebuie să fie și cazul ideal, apropo, adică să ai un caz super drept la care să-și refuși foarte puțin, să nu te chinui, să nu chinui nici pacientul. Sunt multe de spus și multe aspecte de luat în calcul. Deci în viitor apropiat, slabi? Nu neapărat, zic, se poate, asta e, dar nu cred că o să încerc pe mine. Pentru că fiind deja cu dinții falsetați, o să fie oarecum mai simplu, pentru că o să le dau jos cu laserul, dar se finisează, se ia amprentă și, mă rog, procesul de fabricare tot ăla este practic, dar mă supun eu la chinul ăsta. Adică, eventual, dacă e să-mi fac anestezii și azi și mâine și cu cimentarea și așa, și o să văd exact cum funcționează. Dacă eu pot să tolerez, înseamnă că atunci poate să tolereze și altcineva. Vedem. Trebuie să am un pic de timp liber, de fapt, și de drept. Asta mi-a pus piedică până acum să-mi schimb fațetele. N-am avut efectiv timp și când am avut timp am preferat să fac altceva, nu știu, să stau acasă cu familia. O să văd cum fac. Trebuie să-mi iau un pic inima în dinți, am și un pic de emoție, așa. Am ajuns la muncă și n-am loc de parcare, dacă ne scrieți așa. Ce fac, bro? Bine. Salut. Bogdan Macanache. Arcureala. Bam, bam, bam. Filmăm și noi câte azi? Filmăm, da. Hai. Da? Hai să mergem la treabă. M-am îmbrăcat colorat așa, să dea bine, mi-am făcut bădiță. Știu eu, las că o rezolvăm azi. Salut, salut. Să trăiți. Ia, lasă unul aici. Haide. Sărna, ce faceți? Bună. La consult, nu? La șlefuit. Ok. Bun, haideți la etajul 3, toată lumea. Bogdan, mergi la 3. Da. Salut. Bună. Salut. Ce faceți? Respect. Salut, salut. Ce faceți? Țaca pac. Bună. Întâlnire, nebunii. Să înceapă munca. Imediat. Haideți cu mine. Vreau doar să mă aduc aminte de ceva. Zâmbesteți. Iată, bun, imediat o să te prea când să-ți ia amprentele și după aia mă ocup, da? Da. Se rămâna. Două minute, la mine. Trebuie să ascultăm o piesă și noi, nu? Lucrezi altfel cum zic. Cimental, Bogdan. Haide. Hai, curățăm și de asta. Ia, plătește un pic, te rog. Am făcut și alea de... Mi-am făcut două aici. Da, știu. Dar la zi de n-am mai ținut injecția. Anestezia. Și mi-a băgat un pic și n-am mai... Ai mai rezistat? N-am putut, eu m-am chinuit, mi-a zis, nu te rupt, te urci pe pereți, băi. Păi și când ți-l face pe ceva? În două luni mi-a zis să vin. Super. Am un caz de empres sus, care trebuie să fie gata azi, la ora 5. Și te deleg pe tine să-l faci. Ia de să văd. Mama mea. De să duc mai bine la sărbătoare. De ce m-a tras cu ciocanul sau s-a rupt pur și simplu? S-a rupt el, mi-a băgat o biluță de aia, ca să cum mai mi-a băgat două ori, o dată pe un dinte a fost ok, al doilea mi-a pus a fost ok și... Ți-a făcut conformarea asta, nu? Singur, n-am venit la doctor cu biluța aia. Uh-huh. A ieșit când am dat un și deodată s-a auzit un click. Când am mișcat de ceva și cred că atunci s-a... La ce dată, îți dai seama? Iar asta era o nenorocire de zi. Oare cum, și dacă mi l-a pus el sau la el, că n-a rămas. Acazi e mai greu, atâta. Nu. Ar fi să-l dau jos tot, să-i fac o de aici, o bucată. Și să fie pe provizoriu și după aceea să vedem cum refacem zona asta săptămâna. Ai o perioadă aglomerată? Pe viitor, adevărat? Da. Da? O să fie și mai aglomerată. O să fie și mai aglomerată? Hai, cum e pe weekend, joi, vineri, sâmbătă. Asta de luni te rezolv. Asta e weekend, normal. Cimentar. Ia vezi ce mai am în program. Victor, 10 elemente sus anestezie. Deci,
Mergem pe luni la 14:30. Ok. Pivot și alungire la 2. La 2:30 intri la micul. Înainte să intri la programare la 16, vii la 15. Ține minte. Okay. Urci la mine aici pentru amprente. Te rog, okay, eu să nu uiți tu, da? Deci vii la 15, mai întâi să-ți luăm amprente, urci direct la mine aici și okay, după aia la, pom, la 4 intri la pivot și alungire și după aia la, mine. Gata, tata. Practic mi s-a rupt un pivot după lucrare, era un pivot vechi, nu era făcut la noi. Noi am crezut că o să meargă, dar aparent ne-am înșelat. Se mai întâmplă chestia asta, rar, dar se întâmplă. Și acum trebuie să schimbăm oarecum abordarea plan din tratament. De moment am rezolvat-o pentru că aveam ceva evenimente în weekend acum. Așa că de luni încolo, de marți, o să ne apucăm să refacem tot ce are de... Te anunț, te anunț. Vezi tu ceva, că a mai intervenit ceva și trebuie să-ți mai duc o diferență? Relaxează-te. Da? Nu, e ok. Dacă și tata are nevoie. Proteze? Da. Proteză cap-coadă. Nu are niciun dinte. Nu. 3.000 de lei. 3.000 de lei? Sus-jos. Și ți-l aduc și pe tata? Da, domnule. Cu aceeași treabă? Da. Tot așa proteze băieța ta mai... Da, trebuie să vorbim cu băiatul ăsta, cu Vlad. Cum ești? E normal să... Dar nu are nimic acolo, nu? Nu, noaptea mă ia pe la 3-4 dimineața, mă ia durere. Da, e normal, o să-ți treacă alea. Da? Abia cât ai? 10 zile? Nici 10 zile n-ai. Ba, da, 10 zile la cimentare, cam așa. Te-am făcut miercuri sau joi, nu? Miercuri. Ai, 10 zile. Cum are și ultimul control, nu până mi-a... Da, până la implantul, da. Uite cum arată gingiile la 10 zile după. Perfect. Și am avut un caz destul de aiurea, a fost greu, știu. Să-ți facem și pozele astăzi. De mâncat cum mănânci? Foarte bine, n-am probleme. Da? Super. Chiar a fost ok. Înscrie-te. Ok, o să rog pe colega mea să-ți facă un perioș și pe aia să fac și pozele. Uh-huh. Un caz mai greu, trebuia să poarte aparat. Mă rog, mi-aș fi dorit să poarte aparat dentar, a refuzat categoric aparat dentar. Și am avut de făcut gingivectomii, dar am făcut fără osteoplastie, adică fără să gravăm osos. Practic am avut o vindecare mai repede când am depășit limitele parodontale, după care am șlefuit, am cimentat fix înainte de Paște și acum am văzut-o la control de după și o să mai verific și ocluzia, mușcătura, acum, după ce îi fac pozele. Și cam atât. Ca și idee, cazul a fost cumplit. O să vă arăt before și after. Dar ceva rău. Ce faci? Hm? Adaptez. Și? Nu probleme să fie mai eu? Ce? Coletul ce vede. Ce vede rău? Da. Ha? Da, azi. Logic nu. Logic nu. Nu. Nu, nu știu nici. Foarte mișto. Și arată brut. Empress. Nefinisat, nearanjat, dar putem să, să avem o perspectivă asupra cazului final. Te-a merg pe care le-ai băgat din nou? Le 3? 3 de jos, da. Asta și deja urmează și frontul sus. Mm-hmm. Am fost lefuire ceva mai mare la cazul ăsta, la fel, un caz care n-au de să poarte aparat dentar. Cred că e cea mai bună investiția mea de până acum. Da, păi este. E diferențe la ce la tine. Bună, ia stai bun. Super. Hai să-i băgăm aici, să-i cimentăm. Dăm și unul și pune bafeta. Mușca, cum e? Te simți comod? Ok. Ia să făcut și curățarea. Mă uit imediat. Trânge aici și îl bag imediat. Cum e cu alea? Te simți bine? Da. Hai să vedem. Ce pivoțiuleți. Ia, mușcă un pic. Așa. Unde tinge pulorul? Aici. Vezi, de-aia am făcut setup-ul ăsta, că dacă făceam dinții direct, riscul să nu iasă cum trebuie era mult mai mare, știi? Deschide puțin. Mare, mare. Hai să vină cineva. Carina, uai, Carina să vină. Facem anestezie, să băgăm fire, să ne apucăm de șlefuit. 8 elemente sus, 8 elemente jos. Să păstrăm reperele alea de pe spate. Ok, rezolvăm. O trimitem la Cristea. Înții, dar iau, încă mai iau niște antiinflamatoare, niște... Dar le-ai mai iau de când a început. Un pic mai rata. E bine, atunci asta e ideea. E cât mai rat, practic, știi? Am scos-o, vă rog, gata, pam, da. Deschide. Mare, mare, mare. Ok. Cum e? Cum mușchi? Ok. Mușchi mai bine pe partea asta. Mă doare mai puțin aici, încă am simțit. Simți că e ceva înalt acolo sau...?
parcă așa, parcă aici la canin, dar poate din cauza sensibilității. Da. Că atunci când își face efectul anticamatorul, nu mai simt nimic. Nu mai simt nimic, ok. O să verific oricum, să văd exact, ca să fiu sigur. Mare, mare. Mușc copțelul. Deschide. Mai comod, nu? Da, mai trebuie? Da. Practic de-aia aveai sensibilitatea acolo, că era un pic... Da. 8 elemente doar. Pentru că trebuie să păstrăm... trebuie să o facem în două etape. Față și spate. Dacă ieșe, o să facem ceva și spunem un implant aici. Scăpăm de balamuc. Dar vedem cum se manifestă. Păi da, de ieri până azi e posibil să mai și zgâie. Era ce să mă doară mai tare. Că mă tot sâcâia și m-am uitat și zic, ce-a făcut, m-a zgâiat cu ce trebuie. Posibil, depinde, da. Se mai întâmplă, știi? Da. Dar nu e nimic, nu ai nicio aftă, nu ai nimic acolo. Da, e perfect. Da. Perfect. Bine. Ai scăpat. Stă oricum ai scăpat, stai. O să rog pe cine să-ți facă igienizare acum. Să spune și implant. Ai vreo 3 mm așa, dacă are implantul stabilitate primară, e bine. E mai bine decât cu legături. Nu știu, probabil două sinusuri pe stânga-dreapta, știi? Alea le fac într-o zi. Da. Adică aia veni joi? Da. În 48 de ore poți să pleci cu avion. Dacă punem și implanturile, două implanturi, înseamnă 1200 de la 1600. Mare, mare. Cutiera trebuie să doar noaptea sau... Doar noaptea, da. Nu ai de soții tot timpul. Cam așa arată un om fericit, cu zâmbetul larg până la urechi, cu zâmbetul de Hollywood pe care mi l-am dorit. Îl recomand din toată inima pe domnul doctor Andrei Capră. Experiența aici a fost una fantastică și credeți-mă, nu credeam că o să spun asta vreodată, pentru că de mică mi-a fost teamă de stomatolog. Dar am ajuns aici la clinică într-un punct în care aveam foarte mare nevoie și pe măsură ce ședințele treceau una după alta, încrederea mea în domnul doctor Andrei Capră creștea. Pentru că nu m-a durut absolut nimic, deja vedeam cum ușor-ușor începe să se contureze zâmbetul meu și simțeam că la final voi fi super fericită și așa a și fost. Așa că le recomand cu drag clinica domnului doctor Andrei Capră. A, asta e molar de minte, mă. A. Ok, da. Și unde, aici? Ultima. Ultima de jos, nu? A. Care știi că tot un molar de minte. Ai zis că nu mai reușești să calc și aia de... Nu, lasă momentan, lasă acolo, nu te dezavantajează cu nimic aia. Și să stau și cu care aia? Nu, aia nu, aia o facem, o rezolvăm. Crezi că zicea că e greu de făcut? E greu că e poziția nasală, știi, dar o rezolvăm. Adică ăla de jos are antagonist, ăla de sus are antagonist, nu-ți influențează cu nimic. Eu mâine dimineața aici la... În aia? Aici, da. Ok, ia mare. Hai, bărbia în sus, relaxată. Copilul doamnei. Jate, jactești tu cu el. Hai că sunteți copii amândoi, ok?